Bună, în înregistrarea aceasta vorbesc despre intermittent fasting de 20 ceva de ore, adică post intermitent de 20 ceva de ore, adică mâncat o dată în zi. Și am să vă spun experiența mea personală cu mâncat o dată în zi, pentru că mănânc o dată în zi de aproximativ 10 ani, cred. Cum am ajuns să fac asta? Păi, mulți ani în urmă am fost vegan câțiva ani, adică am mâncat doar fructe și frunze, lucruri crude. Ok, pe urmă am trecut de la fructe și frunze crude la linte cu orez câțiva ani și pe urmă am trecut la carne. Ok, ideea este că fructele și frunzele sunt predominant carbohidrați. Lintea cu orez, tot la fel, predominant carbohidrați. Ei, când mănânci o dată în zi, ai nevoie de mai multă grăsime și carbohidrați spre deloc. Maxim 50 de grame de carbohidrați. Okay? Adică trece digestia de la carbohidrați la grăsime. Și trecerea aceasta am făcut-o lent. Din cauza aceasta, după lintea cu orez, când am renunțat la ea, am început să mănânc găină, adică pulpe de pui. Deci pulpe pentru că acele au ceva carne și puțină grăsime. Trecerea de la carbohidrați la grăsime se face lentă pentru a nu afecta bila. Okay? Bila încet, încet începe să producă mai multă sare de bilă. Și, bineînțeles, am și ajutat corpul cu pastile de sare de bilă ca să digere grăsimea pe care o mâncam. Am mâncat asta cam un an, pulpe de pui, la care am adăugat treptat mai multă grăsime. Un centimetru, 2 centimetri, treptat am mărit doza de grăsime. De ce vorbesc despre trecerea lentă de la carbohidrați la grăsime? Pentru că dacă ești obișnuit să mănânci carbohidrați și deodată începi să mănânci grăsime, se poate deregla bila. Ok? Și cum eviți șocurile? Păi, făcând trecerea lentă, în primul rând, și în al doilea rând, luând sare de bilă pentru a digera mâncarea și în al treilea rând, luând bitter suedez înainte de masă, 15 minute înainte de masă, înainte de a mânca. Bitter suedez care conține ghențură. Cam un an am mâncat pulpe de pui și aripi de pui cu din ce în ce mai multă grăsime, am ajuns să mănânc și bacon de porc, în care raportul de carne-grăsime era cam 1:1. Ok? Adică încet, încet, am ajuns să mănânc din ce în ce mai multă grăsime. Și după ce am ajuns să mănânc mai multă grăsime, am început să mănânc o dată în zi. Adică mâncam doar dimineața carne cu ceva mai multă grăsime și atât. Bineînțeles, în prima fază mi-a fost foame și a doua oară. De obicei, înainte de asta, mâncam de două ori în zi. Ok. Dar prima săptămână, până m-am obișnuit să mănânc o singură dată în zi, a doua oară, când îmi era foame, luam puțin unt. Un cubuleț de unt, un centimetru de unt. Ok, mereu când mi-era foame a doua oară sau a treia oară. Cam într-o săptămână nu mi-am mai pus foame a doua oară și încet, încet am mâncat la prima masă. Am crescut doza de grăsime pentru că corpul are nevoie de 1000 de calorii într-o zi. Okay? Când mănânci mai puțin de 1000 de calorii, el consideră că este într-o stare de panică, alertă, ceva neregulă. Și reține toate toxinele și nu se poate detoxifica și
este mai rău, chiar se intoxică. Păi de asta, atunci când mănânci, mâncarea pe care vrei să o mănânci o dată în zi, trebuie să-ți ofere 1000 de calorii. Că 200 de grame de carne oferă 200 de kilocalorii, ok? Îți mai trebuie 800. Ei, cele 800 de kilocalorii le iei dintr-o 100 de grame de grăsime. Din cauza asta, o masă, aceea pe care o mănânci odată în zi, ar trebui să fie cam, să conțină, asta conține la mine, 200 de grame de carne și 100 de grame de grăsime. Bineînțeles, dacă mănânc bacon, asta se regăsește cam în 200 de grame de bacon, care conține cam 100 de grame de carne și 100 de grame de grăsime. Ok? Asta mi este necesar, adică mi este de ajuns. Conține 1000 de kilocalorii, conține și câte proteine am nevoie și îmi ține de foame. Deci, cum am ajuns de la 2 mese pe zi la o masă pe zi, atunci când mi-era foame a doua oară, mâncam unt. Asta a fost trecerea. Bun, și oamenii caută să mănânce din ce în ce mai rar, pentru că toate afecțiunile apar din cauza toxinelor în organism. Adică organismul este intoxicat din cauza digestiei proaste cu diferite tipuri de toxine. Ok, și sunt unele toxine care se elimină în 20 de ore de nemâncat, alte toxine se elimină în 40 de ore de nemâncat, alte toxine se elimină în 60 de ore de nemâncat. Adică diferite afecțiuni, sunt unele afecțiuni care se rezolvă 20 de ore de nemâncat, alte afecțiuni care se rezolvă 40 de ore și tot așa. În funcție de ce afecțiune ai, ai nevoie de un post mai prelungit sau mai puțin prelungit. Post înseamnă timpul în care consumi doar apă. Ok? Pentru că, cum spuneam, corpul are doar două faze. O fază în care se dezintoxică doar cu apă și o fază în care asimilează. Ok? Astea sunt cele două faze în care funcționează toate lucrurile și universul are perioadă de asimilare și perioadă de eliminare. Și corpul tău are la fel perioadă de asimilare, când mănâncă și are nevoie să mănânce minim 1000 de kilocalorii, și perioada de eliminare, în care consumă doar apă și elimină toxinele. Și pentru că sunt diferite afecțiuni care se reglează doar cu post de 40 ceva de ore, adică consumată apă 40 ceva de ore, sunt unii oameni care mănâncă o dată la două zile. Ei, cum ajungi la nivelul acela? Păi, eu, spre exemplu, am și acum zile, când, chiar dacă mănânc o singură dată în zi, am anumite zile, o zi în săptămână, în care nu mănânc deloc. Adică fac postul acela de 40 ceva de ore. Ce zi e potrivită pentru postul acesta de 40 de ore când ești începător? Eu îmi aleg zile precum este aceasta. Adică când seara sunt minim 22 de grade și ziua sunt minim 33 de grade. Ok? Deci nu ninge, nu plouă, nu bate vântul. Este foarte mult soare, căldură. Astea sunt zilele în care poți să nu mănânci, să consumi doar apă. Dar oamenii care au ajuns în mod normal să mănânce o dată la două zile, au ajuns intrând în chetoză. Adică în zilele în care mănâncă maxim 30 de grame de carbohidrați. Adică dacă, știu și eu, atunci când mănânc, eu, spre exemplu, dacă mai fac o excepție și mai iau, spre exemplu, un cubuleț de ciocolată, acela conține foarte mulți carbohidrați, depășesc doza de 30 de grame de carbohidrați și nu sunt în chetoză, ok? A doua zi nu pot să nu mănânc. Pentru că doar atunci când mănânci carbohidrații cresc zahărul din sânge și produc o diferență mare de zahăr în sânge. Adică
o perioadă când este foarte mult zahăr în sânge, urmată de o perioadă când este foarte puțin zahăr în sânge. Ok, diferența aceasta mare se cheamă și rezistența la insulină. Ok, și aceasta produce afecțiuni și aceasta produce și foamea sau necesitatea de a mânca. Iar zilele în care simți că ți este foame, este bine să mănânci. Adică dacă simți că ți este foame, nu este bine să ții post, adică să consumi doar apă. Eu deocamdată nu am ajuns la stadiul în care se pot mânca o dată la două zile, dar dacă ar fi să ajung acolo, adică pentru a ajunge la stadiul acela, ar trebui să ajung, să renunț la absolut toți carbohidrați, adică ar trebui să nu mai mănânc nici castraveți murați, să nu mai mănânc nici știu și eu ce frunză, să mănânc doar carne cu grăsime, mai multă grăsime decât carne, să intru în chetoză, pentru că doar după ce sunt în chetoză, atunci nu mai mi este foame a doua zi. Dacă nu intru în chetoză, a doua zi mi este iarăși foame. Dar dacă sunt în chetoză, a doua zi nu mi este foame și pot să ajung să mă obișnuiesc să mănânc o dată la două zile. Adică planul meu cam acesta ar fi, după ce ajung să intru în chetoză și să mă obișnuiesc să mănânc o dată la două zile, după ce am să mănânc o dată la două zile timp de 2 ani necesită corpul să se adapteze la un nivel, la un stil de viață. După aceea pot să mă gândesc să trec să mănânc o dată la 3 zile și tot așa. Da, știu că unii oameni e posibil să zică, vai, ce slabă ești, vrei să mănânci o dată la 2 zile. Nu slăbești. După ce corpul se obișnuiește să mănâncă o dată în zi, nu slăbește. Adică el nu consideră că este înfometat. Păi, nici nu slăbești, nici nu te îngrași. Pur și simplu îți îmbunătățești digestia, pot spune. Adică asimilezi ce ai de asimilat și elimini ce ai de eliminat. Ok? Asta e tot. Sau mai bine zis, stilul acesta de viață e pur și simplu pentru a îmbunătăți digestia. Atât tot.